fost pentru tine primul meci în campionat, emoții? Da. A fost botezul? Da, da, a fost botezul. Am avut destul de multe emoții fiind primul meu meci, fiind debutul. Sperăm că de acum nu o să mai am și să joc la 100% cum pot eu. E mai greu la biologie sau la basket? La basket, mult mai greu. De ce? Pentru că aici am foarte multe de învățat și este mult mai mult decât o materie pe care o învăț la școală. Un basketbalist preferat ai? Da, Paul George din NBA, de la LA Clippers. Bravo! Bravo, Victor! Bravo! A fost botezul? Da, așa... Cum e botezul? Ud! Ud, nu? Ai avut emoții la debut? Da, fiind primul meci și mai ales în fața familiei și prietenilor, am avut foarte multe emoții. Și cum ai l-ai depășit? Păi, domnul antrenor a avut încredere în mine să mă bag în teren și am avut și am depășit ușor aceste emoții și deoarece am avut curajul să arunc o aruncare la coș. Cum e Liga Națională la 14 ani? Este o onoare foarte mare. Nu mulți copii au șansa asta și sper să rearăt oamenilor ce pot. Să fie acest meci începutul unui derby Petrolul Rapid la basket? Nu știu, probabil există rivalitatea asta din fotbal. Noi ne bucurăm că am putut să le facem o bucurie spectatorilor din Ploiești, care au venit la sală și cei care ne-au urmărit online. Sper să ne putem bucura împreună cu ei pentru la meciurile viitoare de acasă.